Vă salut! Sunt Victor Buzdugan și vă prezint știrile alternative la Media TV Cimișlia cu traducere mimico-gestuală de Vera Dutco. Anul 2020 este un an remarcant în sfera agriculturii. Agricultorii au suferit pierderi la secerișul grânelor și acum la culturile de gradul 2, cum este porumbul. În satul lui Ialpujeni, în câteva săptămâni de arșiță și secete, s-au uscat 270 hectare de porumb. Agricultorul Roman Ciumeică din satul Ialpujeni, raionul Cimișlia, este dezamăgit de situația în agricultură. 270 de hectare de porumb, care peste o lună urmau să fie recoltate, s-au uscat total în câteva săptămâni de arșiță și secete. Se vede cu ochiul liber că e afectat 100%, practic nu este nici o nădejde, nici un știulete nu este. Și în plus la toate, este o problemă, deja trebuie să ne gândim ce facem cu toată masa asta. Că noi trebuie să lucrăm pământul, trebuie să facem lucrarea de baza solului, dar noi nu știm ce să facem acum cu dânsa. Să o mărunțăm, să o discuim, nu se primește, să o arăm, să o afânăm. Trebuie să alegem încă metoda care să lucrăm teren. În prezent, antreprenorul se gândește cum să prelucreze terenul. O variantă ar fi să mărunțească resturile vegetale și să le introducă în sol ca îngrășăminte organice. Totodată a văzut pe internet că unii colegi le balotează ca pe lucernă și fân. Da, dar cum o să stai, eu nu știu, el dacă vierge, el dacă l-a făcut în brază, și l-a lăsat sus, da, fix ca sudanca, cum face Jenia sudanca, așa-l faci și porumb. Că așa dacă îl strângi tare, el s-a prins. El s-a prins. Ce trebuie să facă acolo la tine, de aia au făcut o brază? La fel este situația și pe terenurile de porumb ale gospodăriei Ludvis Agro, conducător Vasile Lungu. 100% afectați de secetă. Teritoria primăriei Ialpujel avem 61 de hectare de porumb, din care tot e afectat 100%. Nu mai așteptăm roade nimic, așteptăm măcar ajutoare de la stat, cât de cât pentru a achita măcar plata de arendă sau de să avem și îl strânge și de prelucrat solul mai pentru viitor. Cam ce cheltuieli ați avut aici? Văd că e scurat. Sunt produse, e semănat cu îngrășăminte, creșterea este foarte bună. Plantele au crescut până la moment normal. Sunt cheltuieli în jur la vreo 6.500, 7. Sunt multe cheltuieli, pentru că gherbicidele, sămânța e scumpă. Un sac de semințe de porumb este 150-160 de euro. Unde ajunge la 50 de mii, deci la un hectar de porumb de semănat. Așa că sunt tare mulți cheltuieli, dar rezultatul am așteptat tare bun. Produs mult îngrășăminte și gherbicide aici. Agricultorul afirmă că a cheltuit circa 6.000 lei pe hectar până în prezent pentru cultivarea porumbului. Semănat, îngrășăminte, ierbicide, lucrări agricole și alte cheltuieli. Plata de arendă ar fi probleme la oameni. Oamenii ar fi, știi, mai față de anii precedenți. Dar cam cât trebuie să le dați la arendă sau de acum am aici la teritoriul Ialpujelului 700 de kilograme trebuie să le dăm, dar cred că în jumătate să ne achităm cu grâul, care a să rămânem singuri fără grâu, să cumpărăm grâu de sămânță, dacă ne-a dat ajutor statul la grâu, ne-a descurcat cumva cu măcar semințe și motorină să luăm și să mănăm pentru roada anului viitor. Potrivit contractului cu arendașii, ultimii urmau să primească câte 700 kg de cereale. Seceta pune la îndoială îndeplinirea acestui angajament. Sămânța la moment îmi propun în jurul de la 7,50-8 lei kilogramul de semințe. 250 de kg se duce la hectar. Deodată e
1000 de lei numai pe sămânță. Trebuie să pe urmă îngrășăminte, erbicizi și așa. Speranța agricultorilor este că, în urma evaluării pierderilor de la secetă, vor primi câte cel puțin 1000 lei per hectar de la stat prin intermediul AIPA. 70%. Situația agricolă a afectat și raionul Basarabeasca. Porumbul și floarea soarelui au fost afectate de secete la 95-100%. Agricultorii nu dispun de bani pentru prelucrarea de toamnă a terenurilor. În raionul Basarabeasca seceta a ars toate câmpurile, astfel a creat o situație de forță majoră în domeniul agriculturii. Producătorii agricoli nu au cu ce achita creditele la bănci, ci nici nu au bani pentru a începe lucrările agricole de pregătirea pământului pentru toamna anului 2020. Din păcate, toate culturile au avut de suferit, care au fost distruse în totalitate. 95-100%, porumbul, floarea soarelui. Avem floarea soarelui care nici n-a înflorit, a stagnat în creștere și văzând situația, deci producătorii agricoli sunt indignați, nu au posibilitatea de a achita credit la bănci. Noi nu avem nimic n-am strâns. Nici prima grupă, dacă am pus în pământ 250 de kg, am luat 170 de kg. Am fugărit și combine și plătește la tractorist, plătește la tot. Asta sunt foarte mare, cum spune, eforturi care le-am depus, muncă, bani. La 100 de hectare s-au dus minimum în jur la 400 de mii de lei, cel mai puțin, dar s-au dus totuși 500 de mii. Un milion, eu am 200 ceva de hectare, un milion ceva de bani am bagat și n-am luat nimic. Agricultorii s-au adunat pentru a discuta cu președintele raionului, Piotr Pușcar, care sunt soluțiile pentru dezvoltarea acestei situații critice. Я тоже хочу, чтобы все сразу происходило. Dacă guvernul scoate o hotărâre de guvern și parlamentul face o lege și eu pune, vă zic, pe masă la banchieri, că banchierul și ala acționează, vă zic, pe bază de licență care o dă guvernul. Și dacă el nu îndeplinește cerințele, vă zic, guvernului și parlamentului, în orice moment, vă zic, același guvern și parlament poate, vă zic, schimbi legile să-i retragă licența de activitate. Vă zic, este tăți pe teritoriul Republicii Moldova, înșa unul, ăsta șerbin tăți. Și trebuie să ne ajutăm unul pe altul, că altfel noi nu putem să ieșim din impasul care am nimerit. Foarte corect. Care e tot treaba? Давайте так скажем по-простому. Что нужно? Первое. Это чтобы все наши производители получили вот эту помощь, которая предназначена. Второе. Нужно решить вопрос с банками. Так? С банками? Да, дар care e tot treaba? Надо решить вопрос с объявлением чрезвычайного положения. Если не объявляют? Есть основания, и мы боимся, что не дадут. Есть основания, реальные основания есть. Мы же просим, не думаем, что прямо там такие. Значит, Мария может, а район не может. И база документов ОРДИ на губернском парламент. Мы не можем задушить хоторырь для района. Мы же здесь обсуждаем. Я просто говорю, если не объявляют, он не захочет объявить. А почему? Не захочет. Я предполагаю. Я же не говорю, что они объявят или не объявят. Я не могу сказать за них. Но если не объявляют. Вопрос. Почему нельзя нам? Почему не может объявить это через? Вы же являетесь только. Значит, примария может, район не может. Дайте нам районное это решение. Район вас ничего не решает. Вы не слышите, что мы говорим уже час? Мы уже приняли еще в пятницу это решение. Fermierii au cerut anunțarea situației excepționale și emiterea unui document cu ajutorul cărui ei vor putea mai ușor trece toate procedurile birocratice care te răgânează timpul. Să dea 1.080 de lei la hectar, măcar aici. Dacă țările care din Europa dau câte 100 de euro subvenție la fiecare hectar, dar la noi pentru 1.000 de lei ne ține cât timp. Dacă și noi trebuie să mâncăm, trebuie să cumpărăm sămânță, trebuie să cumpărăm motorină și noi nu putem face nimic. Asta nu ne duce la bine, dar să rămâie pământ, să rămâie oameni flămânzi. Nimeni nu înțelege lucrurile astea. Oamenii n-au ce supraviețuie. Dacă vedeți, noi șerim o hârtie să îndeie, că noi să arătăm la agenții economici care am luat și chimicale și un alt să îndeie, să putem, da, să arătăm că noi, ia ca e stare excepțională la noi, ei nu vor să îndeie. Nu dă nimic, nu poate, asta trebuie să numai parlamentul.
Pe lângă anunțarea situației excepționale, agricultorii solicită reeșalonarea creditelor, pentru că fermierii nu au resurse financiare. Ei cer ca dobânda pentru luna august să fie achitată direct la bancă de către Agenția de Intervenții și Plăți pentru Agricultură. Gheorghe Mațcu, șeful Serviciului Agricultură Basarabească, a menționat că în cazul în care agricultorii nu vor fi susținuți, consecințele vor fi foarte grave pentru întreg raion. Președintele raionului, Piotr Pușcar, promite susținerea producătorilor. Мы сегодня это обсуждали, что первый, кто должен вводить чрезвычайную ситуацию и с каждым экономическим агентом поговорить и сделать распоряжение о создании комиссии, это примария. Потом они идут на второй уровень района, и мы уже делаем дальше работу, которую мы должны сделать. Но мы уже провели, было создано мною на прошлой неделе распоряжение о создании комиссии, которая проехала по всем сельхозпроизводителям, посмотрела ущерб. Действительно, он практически 100% составляет ущерба. Мы сделали это заключение, мы созвали в пятницу чрезвычайную комиссию района и направили данные документы в правительство Республики Молдова. И этим уже вопросом я знаю, что Министерство сельского хозяйства занимается. Мы не остановимся, мы будем помогать и вместе с ними делать все возможное, чтобы все-таки наши банки, которые в Республике Молдова, пошли им навстречу и все-таки договорились с ними и решили этот вопрос мирно, потому что этим людям нужно платить зарплату людям. И если у них сейчас даже то, что уже нет, у них заберет банк или там заберет их машины, комбайны, все остальное, они не смогут производить на следующий год. Fermierii insistă implicarea guvernului în soluționarea problemelor create de secetă. În raionul Basarabească activează 35 de producători agricoli, care sunt la limita disperării. În raionul Cimișlia s-a analizat situația agricolă privind culturile de gradul 2. Prognozele agricultorilor privind roada culturilor de floarea soarelui sunt între 500 și 1000 kg la hectar. Pierderile sunt majore. Potrivit estimărilor specialiștilor, roada semințelor de floarea soarelui va fi de două ori mai mică decât anii precedenți din cauza secetei. În unele gospodării, precum localitățile Ialpujeni, Valea Perjei și Albina, roada de floarea soarelui va fi și mai mică. Păi după vedere care noi suntem încă, vedem dacă va fi vreo 20%. Vreo 20% la vreo 500 kg, să fie bine. Noi eu dau prognoză la moment, 500 kg. Nu văd mai mult. Încă nu se știe calitatea semințelor, că poate să fie goale în lipsa de precipitații, e va fi goală. Cum vedem, avem câmpuri afectate diferit, sunt și 90%, și 80%, și 70%. Dar sunt afectate majoritatea care sunt practic câmpuri care trebuie prelucrate, nici n-a să fie cosite, fiindcă nu are ce strânge combaina. Agenția economică se află într-o stare foarte dificilă, deoarece nu sunt resurse de bani pentru a prelucra solul, pentru a semena, pentru a introduce îngrășăminte și așteptăm ca guvernul să aloce sumele de bani promise pentru ajutor, ca să poată agenții economici să procure motorină și să însămânțeze câmpurile. Sub așteptări va fi și roada de floare a soarelui și în satul Valea Pierjei. Aici, din cauza secetei, vor recolta până la o tonă de semințe la hectar. Deci, situația din anul 2020, aș spune cu cerealele, este cam catastrofală. Se repetă aproximativ anul 2007, când practic am strâns 300 de kg de floare soarelui și porumb am strâns până la o tonă, grâu am strâns tot la o tonă. Anul acesta noi am recoltat în jurul de o tonă de grâu pe suprafața de 450 de hectare și culturile au rămas culturile floarea soarelui și porumbul. Dacă spunem așa că floarea soarelui într-o situație mai bună, adică au fost niște precipitații care mizăm pe o roadă aproximativ la 50-60% din roada anilor precedenți, la porumb situația e tot foarte complicată, aproximativ 70-80% din suprafețele de porumb sunt afectate.
Comisiile locale de situații excepționale în aceste zile evaluează nivelul de afectare a suprafețelor semănate cu floarea soarelui. Speranțele agricultorilor sunt că guvernul va acorda subvenții pentru acoperirea parțială a cheltuielilor. Ambasadorul UE la Chișinău, Peter Mihalco, a fost cu o vizită de lucru la Cimișlia, unde a purtat o convorbire cu primarul de Cimișlia, Sergiu Andronache, privind proiectele implementate cu contribuția Uniunii Europene. În data de 6 august 2020, Peter Mihalco, ambasadorul UE la Chișinău, a venit cu o vizită de lucru la Cimișlia. Tema vizitei a fost realizarea proiectelor comune între Primăria Cimișlia și Uniunea Europeană. Șeful pentru proiect la delegația noastră, ceea ce privește realizarea proiectelor care avem sau planificarea celor care avem pentru noi. Mă bucur! Primarul de Cimișlia, Sergiu Andronache, i-a organizat o excursie prin centrul orașului, examinând perspectivele schimbării orașului ca urmare a executării proiectelor care au contribuție parțială a Uniunii Europene. Малинки проект вот в партнёрстве с АО Проспект. Выиграли вот здесь поставить 20 скамеек по этой аллее, потому что у нас здесь вот когда все эти манифестации, не манифестации, а праздники, то люди негде им сидеть. Una din temele de discuție a fost și problemele de ordin social a orașului Cimișlia, cum sunt inundațiile, drumuri care necesită renovare și altele. С этими наводнениями у 6 раз у нас очень были большие наводнения. 14 дорог с них вообще не подлежат ремонтам и должны сделать заново. Потом у нас есть ручей, ну мы говорим рыпа, и очень большая вода и шла и затопила почти 150 домов. Не совсем, но огороды я имею в виду, там и дома, некоторые дома были. Мы делали уже процесс вербал, комиссию создавали и теперь подали в государство и ждем. Щоб не дали помощь, как дали и в Камрате, как дали и в Ялувенах тоже помощь. Într-un final, țin să vă reamintesc că în raionul Cimișlia au fost implementate mai multe proiecte cu contribuția parțială a Uniunii Europene, cum sunt incubatorul de afaceri Cimișlia, poarta de sud a Moldovei deschisă pentru promovarea afacerilor și investițiilor în cadrul inițiativei Primării pentru creșterea economică și altele. API și Asociația Obștească AO Prospect semnează un contract în cadrul proiectului Cartea Albă a proiectelor europene la nivel local. Deci suntem la semnătura, la procedura de semnare a contractelor în proiectul Abilități pentru Cetățeni din Republica Moldova. Aici, la sediul API, în Chișinău, este vorba despre proiectul Cartea Albă a proiectelor europene la nivel local în raioanele Cimișlia, Basarabească și Șilova 2016-2020. Un proiect sprijinit de Uniunea Europeană. Să sperăm că va fi un proiect de succes pentru regiunea de sud, pentru cei din administrația publică locală din cele trei unități administrative, Cimișlia, Basarabească și Leova. Și aici alături o avem de Cristina. Da? Multă baftă! Așa, Cristina este cea care coordonează acest proiect și ne face un fel de instruire. Exact, și o să fiu alături de voi, începând cu 6 luni și până la 12 luni în funcție de regiune și de proiect. Mult succes tuturor! Da. Și cât mai mulți oameni informați. Este vorba despre proiectul
Așa, Cristina Ierien. Exact, și o să fie alături de Giune și de proiect. Mult succes tuturor și cât mai mult. În centrul orașului Chișinău, la intersecția străzilor Pușkin și Alexandru cel Bun, s-a deschis o librărie fondată de Ion Bargan și numită Bestseller. Librăria dispune de peste 1000 de titluri diferite. Luna august în Chișinău a început cu o nouă rază de lumină și a deschis ușile noua librărie Bestseller în centrul Chișinăului, strada Pușkin 35. Este o intersecție cu strada Alexandru cel Bun. Să intrăm în această lume a cărților, ghidați de fondatorul librăriei Bestseller Ion Bargan. Mă numesc Ion Bargan, sunt fondatorul librăriei Bestseller. Aceasta este a doua librărie pe care o lansăm în centrul Chișinăului, strada Pușkin 35, intersecție cu Alexandru cel Bun, în inima capitalei. Venim cu această librărie plină de cărți frumoase și cu o atmosferă inedită care te invită să savurezi lectura. Aici, în librărie, am instalat această fotografie, acest drum, această invitație la călătorie pe care ne-o face fiecare carte, fiecare roman. Cu ocazia lansării, cititorii vor beneficia de mega reduceri de 50% la cărțile editurii Bestseller și super reduceri de 30% la cele peste 1000 de titluri disponibile în librărie. Vă așteptăm în librăria Bestseller să citim, să descoperim cărți noi, povești noi, istorii noi și să ne îmbogățim viața. În luna august, aici la librăria Bestseller din strada Pușkin 35 din Chișinău, avem mega reduceri de 50% la cărțile editurii Bestseller și până la 30% la toate celelalte peste 1000 de titluri de carte disponibile în librărie. Succesul afacerii se datorează echipei și colegilor de lucru, oameni devotați cu sufletul literelor. Mă numesc Ludmila Tamciuc, suntem librari, suntem mult lipsiți și îndrăgostiți de meseria noastră de librar. Librăria Bestseller, conceptul nou de fapt, e o călătorie mirifică în frumoasă și fabuloasă lumea cărților. Pot să zic că e un spațiu separat pentru fiecare în parte. Găsește fiecare cumpărător, fiecare iubitor de frumos și de carte, cartea lui preferată. De fapt, aici avem o gamă frumoasă de carte, adusă și din România, în mare speță, titluri foarte, foarte căutate, titluri de top, de ce avem și denumirea Bestseller. La noi găsiți titluri editate la editura Bestseller și, în primul rând, foarte citite în Republica Moldova. Această librărie este un proiect nou, adică aici cititorul are și o cafea bună și un joc pentru copil și o carte pe gustul fiecăruia, la prețuri rezonabile, mai ales că acum avem o perioadă de reduceri, luna august întreagă cu diferite promoții. Cititorul va fi bine primit în această ambianță plăcută. Noi suntem bucuroși să facem față tuturor preferințelor de lectură. Aici găsiți cea mai mare carte și cea mai mică carte din Chișinău după volum. Într-un cuvânt, pentru toate vârstele și preferințele cititorului. Aici putem găsi cea mai mare carte, piano, și cea mai mică carte, Shakespeare, în miniatură. La solicitarea cititorilor, librăria Bestseller a prelungit programul de lucru cu o oră seara, până la 19:00. Vă așteptăm cu drag, lucrăm de luni până vineri, orele 19:00 și sâmbătă,
duminică de la ora 10:00 până la ora 17:00. Vă așteptăm cu drag! La sfârșitul săptămânii, în ziua de vineri, 7 august, la orele 18:00, va avea loc evenimentul de deschidere oficială a librăriei, cu participarea membrilor echipei, scriitorilor și prietenilor bestseller. Sunt așteptate toate persoanele pasionate de cărți. La 4 august 2020, doamna Galina Bargan, fostă cetățeancă a Rusiei, a primit la Cimișlia cetățenia sa de moldoveancă. Detalii urmăriți în reportajul ce urmează. În data de 4 august 2020, în incinta Consiliului Raional Cimișlia, a avut loc ceremonia de înmânare a dreptului de cetățean al Republicii Moldova pentru cetățeanca Rusiei Galina Bargan, care locuiește de ceva timp pe teritoriul Republicii Moldova cu soțul său, Bargan Ion. Astăzi este o zi importantă pentru familia Bargan, și anume doamna Galina Bargan, care a fost căsătorită cu domnul Bargan Ion. Am primit jurământul de la dumneiei, conform legislației Republicii Moldova, prin decretul președintelui țării. A fost desemnat cetățenia Republicii Moldova, și în momentul când depune la președintele raionului jurământul, îi se atribuie cetățenie. Prin decretul președintelui Republicii Moldova, în urma jurământului depus de doamna Galina Bargan în fața președintelui raionului Cimișlia Mihai Olărescu, i s-a acordat cetățenia Republicii Moldova. Eu, Bargan Galina, născut la 30 mai 1961, în Rusia, Красноярск. Жу се фил чецен девоцат Републичи Молдова се респект ку свинцение Конституция ши челелалте лече али ей. Се ну интрепринт нич о акционе, каре яр прежудичия интересели ши интегритате териториалы. Doamna Galina Bargan urmează să se apropie la biroul de pașapoarte pentru a primi toate actele necesare. Iar președintele raionului Cimișlia a felicitat familia Bargan cu ocazia primirii cetățeniei Republicii Moldova. Vrem să felicităm familia Bargan. Sunt cu actele în regulă, sunt cetățenii Republicii Moldova. Le dorim ca să respecte Constituția Republicii Moldova, legislația și să dea dovadă de cetățeni onorabili și patrioți ai Republicii Moldova. Ziaristul Ion Ciumeică din orașul Cimișlia a împlinit vârsta de 70 de ani. Cu acest prilej a fost felicitat de prieteni și colegi de clasă ca Nicolae Dabija. Ziaristul Ion Ciumeică din orașul Cimișlia a împlinit frumoasa vârstă de 70 de ani. Arta cuvântului a deprins-o încă din școală. Fiind coleg de clasă cu Nicolae Dabija, își amintește cum a luat locul 2 la un concurs de compunere, cedându-i viitorului poet și scriitor Nicolae Dabija. Învățam la școala numărul 1 din orașul Cimișlia și a fost organizat atunci, a fost anunțat un concurs literar la care au participat toți doritorii. Țin minte bine că colegul meu de școală, Nicolae Dabija, a participat la concursul de poezie și evident a ocupat locul întâi. Eu am participat la proză, am scris, în opinia mea, o povestire, o novelă despre un cioban din satul meu natal, Cenac, raionul Cimișlia, și juriul
din care făceau parte profesorii de limbă și literatură, atunci moldovenească, acum evident română, nici nu se discută, dar și alți profesori de limbă franceză și așa mai departe, mi-au acordat mie locul 2. De acolo, probabil, și s-a pornit această dragoste a mea pentru litere. Și a început activitatea la ziarul regional Zorile Moldovei acum 50 de ani. Își aduce aminte cu nostalgie de acele timpuri. După ce au fost publicate aceste Portretul stejarului și schițișoara aceea despre Bade Iacob Mitreanu, tractoristul, mă trezesc cu o invitație la redacție. Vin și domnul Madan zice: Ioane, tu ce faci? Păi zic, sunt student la Politehnică. Ce, dar nu ai vrea să treci prin corespondență și să vii să lucrezi la redacție? Și de la 18 martie 1968 am fost încadrat în statele redacției, zic încă o dată, se numea Zorile Moldovei, ziarul. Pe parcursul timpului a lucrat la ziarul raional Zorile Moldovei din Cimișlia, Gloria din orașul Basarabeasca, apoi Valul lui Traian din Cimișlia, Business Info și, în sfârșit, redactor la Gazeta de Sud din orașul Cimișlia, unde activează și până în prezent. Am activat în 5 ziare, la 5 ziare. Este vorba de Zorile Moldovei. După aceea am fost numit redactor șef la ziarul Gloria din Basarabeasca. Am lucrat și acolo vreo 10 ani. Apoi am revenit la Cimișlia. Am fost redactor șef adjunct, dar și redactor șef al ziarului Valului Traian. După aceea a apărut un ziar independent și domnul Vladimir Javgureanu m-a invitat la ziarul Business Info, care după o anumită perioadă s-a transformat în Gazeta de Sud. Și iată, din 2010 sunt și astăzi pe baricade, cum se zice, sunt redactor al Gazetei de Sud. Colegii și prietenii îl cunosc ca un om responsabil, muncitor și creator. Îl cunosc de pe banca școlii, a fost coleg de clasă un timp. Pe urmă eu m-am pornit pe alt cai, dumnealui. Așa că îi doresc multă, multă sănătate, mari bucurii, bucurii de la nepoți, de la copii, de la prieteni. Afară de asta, este un bun prieten care, când este greu, când trebuiește vreo, mă ajută. Suntem cunoscuți foarte de mult, ne cunoaștem bine. E un prieten foarte bun. Ne ajutăm. Suntem colegi la Centrul de Creație a Copiilor. Totdeauna ne-am avut de bine și a să ne avem în viitor. Cu domnul Ion ne cunoaștem, nici nu țin minte de când, mulți, mulți tare ani. Dar am avut și avem și în continuare și în prezent intersecții pe linia sportului. Este un amator foarte mare a sportului care se cultivă la noi în raion. La toate competițiile el este prezent, ia cuvântul, scrie articole și noi am dus, am conlucrat toată viața și conlucrăm și astăzi. Vreau să spun că conlucrând cu sportul, domnul Ion s-a mulipsit o leacă de sport și el acum în fiecare dimineață se ocupă. Îți doream sănătate și chiar mă gândeam la tine, uite, dacă un centru raional are niște intelectuali ca tine și nu sunt prea mulți, sunt vreo 2-3, uite, doamna Colța, cine mai sunt acolo care conlucrez, e ca un centru de cultură, uite, și tu ai o misiune acolo. Totdeauna când mi-amintesc de Cimișlia, cu drag, mă gândesc la tine, așa că felicitări. Mulțumesc, Nicolae Dabija, mulțumesc. Felicitările se primesc încă o săptămână după ziua de naștere, așa că... Știam ieri că e ziua ta, dar uite, tot luat cu ziua târgului, zic că am să țin mai spre seară. Da. Și azi mi-aduc aminte, zic că trebuie să le îmbrățișez măcar așa, pe timp pandemiei, de la distanță să fac îmbrățișările. Da. Diversă este activitatea socială pentru Ion Ciumeică, președinte al societății Mihai Eminescu, promotor al mișcării naționale din raionul Cimișlia,
Inițiatorul acordului de înfrățire între localitățile raionului Cimișlia și localitățile județului Prahova, România. Prin activitățile pe care le-am desfășurat, într-adevăr am încercat să facem mai multe lucruri bune pentru dezvoltarea democrației, dar și pentru dezvoltarea renașterii naționale, inclusiv în raionul Cimișlia. Și aici vreau să menționez faptul că m-am numărat printre cei care au contribuit la înfrățirea numeroaselor localități din zona noastră, și raionul Cimișlia, și raionul Basarabeasca, și raionul Cânceș, și raionul Liova, dar și raionul Ialoveni, cu multe localități similare din România, în special din județul Prahova, cu care avem niște legături deosebite, e o perioadă mai mare, dar și din județul Constanța. Ion Ciumică, un cronicar al timpului și evenimentelor din raionul Cimișlia, în ultimii 50 de ani se bucură că este de 4 ori bunel și face sport în fiecare dimineață. Potrivit dumnealui, se simte mult mai tânăr și încă are multe planuri de realizat în viață. Primăria Comunii Soroca din nou a intrat în carantină. Reprezentanții administrației publice locale sunt plasați în carantină pe un termen de 14 zile. Detalii urmăriți în reportajul ce urmează. Primăria municipiului Soroca a intrat din nou în carantină. Încă un angajat al primăriei a fost testat pozitiv la COVID-19. Astfel, angajații administrației publice locale sunt plasați în autoizolare pentru 14 zile. În acest context, potrivit unei dispoziții a primarului Lile Pilipețchi, angajații instituției vor lucra la distanță până pe data de 13 august. Amintim că acum o lună, un alt angajat al primăriei a fost depistat pozitiv la noul tip de coronavirus. Pentru a evita riscul de infectare, administrația primăriei îndeamnă oamenii să nu se prezinte la primărie în această perioadă. E de menționat faptul că astăzi la Soroca au fost anunțate două cazuri noi de infectare cu noul tip de coronavirus. Astfel, bilanțul persoanelor în raion se ridică la 894 de cazuri, dintre acestea 653 de persoane fiind deja tratate. Sunt Victor Buzdugan și v-am prezentat știrile alternative la Media TV Cimișlia cu traducere mimico-gestuală de Vera Dutco. Toate cele bune!